Sunt Hamude. Iar eu sunt Loredana și formăm un cuplu de 1 an și 3 luni. Locuim împreună de 1 an de zile. Stăm cu chirie în Sibiu. Eu sunt musulman. Iar eu sunt creștin ortodox. Cât de serios poate să fie o relație? Te iubesc. Prea mult te zic că te iubesc, da? Nu e prea mult pentru tine. Dar avem o relație foarte frumoasă, foarte activă. Ne completăm unul pe celălalt. Ne place să ieșim, să ne plimbăm. Așa, ca doi îndrăgostiți. Suntem la început, ne iubim. Nu poți să zici că a intervenit monotonia asta, ne-am obișnuit unul cu altul, ne-am plictisit unul de altul, încă suntem într-un proces de continuă cunoaștere și este nu cred ceva, că... Scânteia aia încă mai este de zi exact, cu zi. Exact, da. Indiferent de cum ar arăta ispita, nu cred că ar putea să intervină cineva între noi. Cum vi se pare testul ăsta util în cazul lor? Da, mi se pare util. Da, mi se pare util. Testul ăsta cred că e binevenit ca, cum să spun eu, ca o sudură. Ca o sudură. El își pune anumite chestii și le bifează, da, sunt clare la mine. A? Ea probabil zice, da, asta, 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 dacă mi s-a părut, acum este clar, așa este. Deci, așa. Eu sunt sigură că se întorc cu o experiență care să le asigure o continuitate în viață, o continuitate clară. Sunteți emoționați? Da, că plecați, așa, da? Da. Ce să vă zic? Se vă pierd bine. Mie, Loredana, mi-e dragă pentru că am impresia că mă continuă pe mine. Am așa o chestie de mamă în mine ca să încă să mai fiu lângă el și să-l pot ajuta deși nu are nevoie de nimica. Este foarte, foarte hotărâtă și în același timp foarte finuță și delicată. Și Hamude are nevoie de așa ceva. Să veniți extraordinar de bine înapoi. Așa. Și după ce veniți înapoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, așa mi-ar place să facem un lucru. Da. Bine. Sunteți pregătiți pentru o căsătorie? Da, eu sunt pregătită, chiar foarte pregătită. Sunt mai familistă, așa, îmi doresc și un copil și mi-ar plăcea. Nu-i presiune. Nu-i presiune. Bine. Nu-i presiune. Bine. Îmi doresc mult să-și facă o familie. Da, acolo, panou, hai să ne mergem să vedem. Eu chiar sper să se căsătorească. Care credeți că ar pica primul ispită? Hamude? Religia spune dacă poți să-i faci egal între 4 femei, atunci ai voie să ai 4 femei. Se pare că aveai dreptate când ziceai că lucrurile s-au întâmplat prea repede între noi. Da, lucrurile s-au întâmplat prea repede. Ce am făcut eu? Femeia îți aduce aminte când ți-am zis eu mor pentru tine. Hamude? Ce? Loredana are niște principii foarte sănătoase. Și nu cred că și-ar sparge principiile care au fost așa de solid construite în familia ei pentru un impuls. Hamude ar pierde nu neapărat o fată frumoasă, ci ar pierde o persoană care i-ar putea întemeia o familie și o persoană care pe mine m-a liniștit că i-ar putea să-i ofere o familie. Plecați împreună. La fel. La fel, sigur.